Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem, dragi nativi din Zodia Vărsător, ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră și vom extrage 5 mesaje. Un sfat de la cardurile de înțelepciune. Și un mesaj de la îngeri. Și haideți să vedem ce mesaj are persoana dragă să vă transmită. Încerc să fiu o persoană mai bună. Deci pentru dumneavoastră încearcă să se schimbe în bine. Aș vrea să ne căsătorim într-o zi. Sunt foarte atras de tine. Vreau să fie a mea. Foarte frumos. Îmi pare rău că nu ți-am acordat timpul și atenția pe care le meriți, dar se pare că acum este dispus să vă acorde timpul și atenția pe care le meritați. Pentru că este foarte atras, se simte foarte atras de dumneavoastră. Haideți să vedem ce sfat avem de la cardurile de înțelepciune. Creez convingeri noi și minunate pentru mine însumi. Deci trebuie să gândiți pozitiv, să faceți afirmații pozitive. Viața e foarte simplă. Îmi creez experiențele după tiparele mele de gândire și simțire. Ceea ce cred despre mine însumi și despre viață devine real pentru mine. Deci trebuie să faceți afirmații pozitive și acestea se vor transforma în realitate. Haideți să vedem și mesajul de la îngeri, îngerul Akasha. Ești un învățător spiritual, ai capacitatea de a-i sfătui pe alții și de a-i ajuta să-și conștientizeze darurile spirituale și misiunea lor divină în această viață. Iată, poate încercați să îi călăuziți și acestei persoane dragi pașii către dumneavoastră și către o relație armonioasă între dumneavoastră și dânsul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!